Un pic, două secunde. Merge. Ce s-a întâmplat, doamnă? Miercuri la ora 10 am venit de la București, am fost la tratament. Am venit, m-a sunat soțul să vină foarte urgent acasă. Venind miercuri la ora 5 fără ceva am ajuns acasă, era cratina la jumătate de metru. A doua zi dimineață la 8, când m-am dus să văd și să măsor din nou, era în jur la vreo 2 metri jumate. Am fost de dimineață, am făcut o sesizare la primărie către domnul primar, am fost după aia la salină, am făcut și acolo către domnul director și la regie, au venit vineri toți, bineînțeles, la noi acasă a văzut, primarul a venit, bineînțeles, cu mâinile în buzunar, eu l-am rugat să vină, că la mine nu este nici de stat și nici să vină, că suntem într-o situație foarte urâtă, au venit, au văzut, într-adevăr, primarul a spus că este o urgență foarte gravă. Câte da? Case sunt afectate? Trei case suntem. Deci eu, verișoara mea și nașul meu. Nașul meu este un om mai bătrân, nu prea este cu să se bage. Dar noi suntem toți afectați. Care suspectați că ar fi cauza? Eu cred că nu au mai fost probleme. Nu au fost niciodată probleme. Bine, că mai sunt probleme, au mai fost în Slănic pe partea Grotei și Groșan și asta, da. Dar la noi este problema, la mine a fost tot dintr-o dată. Deci nu ne-a arătat semne că se crapă, că se face, că ceva să ne anunțe. S-a auzit o bubuitură? S-a auzit. Exact ca acum mai sparge ceva, cum să zic, o bubuitură de asta așa, de cazan s-a auzit. Și vă dați seama, la noi s-a auzit deodată. Și eu când am venit și am văzut și la verișoară mea, deci pereții în acea zi totul a bubuit. Deci la verișoară mea a bubuit totul dintr-o dată, la cum a apărut și acea cratină. Care credeți dumneavoastră? Eu cred că este din cauza salinei. Pentru că sunt niște, cum să zic, nu au remediat. Eu cred că sunt de-astea, cum să zic, săpături în salină. Galerii. Eu cred că galerii sunt. Și eu cred că eu sub casa mea, deci mai ales că stă să și pice casa și grădina cu totul, eu cred că sub casele noastre există totuși niște găuri pe care ei nu vor să le spună, pe care ei nu vor să le constate și problema este ce facem. Eu cer o siguranță. Păi în fiecare seară eu nu dorm, eu dorm cu ușa deschisă, eu nu dorm. Am atâtea animăluțe, ce le fac? Facem curând. Vecinii au plecat la București, nu se mai poate sta. Vecinii au plecat, are soțul bolnav. Eu am și eu probleme de sănătate, soțul la fel. Ce facem, doamnă, că noi facem curândul? Dor pe șezlonguri, dorm pe astea pentru ce? Ca să nu ne închidă pământul de tot. Deci eu fac focul și dorm cu ușa deschisă. Pentru că în orice clipă noi așteptăm să ne închide ce? Pământul? Doamnă scumpă, nu vă supăra. Păi noi ce așteptăm? Autoritățile ce? Uitați, este marți, de miercuri am anunțat. Eu am sunat la primărie și am spus că până luni nu mi se poate face absolut nimic. Ce pot să fac? Să aștept ca eu sau soțul să murim? Și după ce moare, care va să se ia totuși măsură atunci calculul. Până nu moare cineva, nu se ia nimic în considerare. Nu, greșit. Mi se spună, mai pot sau nu mai pot locui în această casă. Să mi se spune ca să am timp să-mi iau animăluțele să plec. Și în primul rând suntem două vieți. Familia asta au plecat de aici. Dă frica asta. Uitați în ce hal. Și se vor produce pe zi ce trece și mai mult acea cratină. Că au venit de la salină ieri și problema n-a fost să ne spună direct nouă. Au vorbit ei între ei. Cratina asta se mărește în trei părți. Din ce în ce eu o să rămân fără grădină, în primul rând, fără casă, fără nimic. Ce așteptăm de la autorități? Eu sunt un caz urgent. Deci eu până luni, doamnă dragă, eu nu pot să stau. Deci eu m-am dus, uitați, am acte, am fost pe peste tot. Și la mediu, și la salină, și la primărie. Unde, doamnă, eu astăzi mă îmbrac și mă duc la București. Mă duc peste Iohannis, peste Ciolacu, eu mă duc pe peste tot. Cum eu ajung acolo? Nu sunt nici nebune, eu mi-apăr decât drepturi. Problema este alta. Primăria mi s-a spus că până luni nu poate să-mi facă nimic. Ok, dacă ei consideră că eu sunt un caz mai puțin afectat, greșesc. La mine trebuie imediat. Am anunțat ieri ISU, am anunțat pe toată lumea. De ce, doamnă scumpă, nu e nimeni la mine? Cei de la ISU au venit? Cei de la ISU n-au venit. Am anunțat. Uitați că te sesizăream. Unde să mă mai duc? Cu ce? Cu ce? Cine sunt? Nu mai suntem băgați de nimeni. Ei așteaptă ca de să mai lucrează și mâine. Rest? Toată lumea vor sta acasă, că e zile libere de la guvern. Ce fac, doamnă? Păi mi-este teamă pe zi ce trece. Pe zi ce trece. Adineaori a mutat o cățea care este enorm de mare. Deci s-a surpat totul pe dedesubt. Nu pot să o las. Păi ce să fac? A trebuit să o mut de vale. Problema este alta. Așteptăm din 5 în 5 minute să ne tot surpăm? Pentru că asta mi s-a dat ieri de la salină, că noi vom rămâne fără grădină. Se surpă pe zi ce trece. Eu nu știu să o măsor. Au venit ei și au măsurat-o de două ori. Acum e din ce în ce mai mare. Și se va face și mai mare. Da? Deci ce face? Eu nu cred că eram un caz de așteptat.
până luni. Totuși, trebuia cineva să vină până la ora asta și să ocupe. Eu, sincer, eu nu mai pot. Eu mă duc peste tot cu dreptul meu, deci eu nu mai pot. Deci, să aștept ce? Autoritățile până luni? Să ne ia și la mișto? Eu nu sunt doamnă de luat la mișto. Primarul, când...